Bună, haideți să discutăm în continuare cum ne dăm seama care este domeniul de definiție al unei funcții, respectiv mulțimea valorilor funcției, în momentul în care avem funcția dată ori prin diagrame, ori prin grafic concret. Bun, la diagrame, cred că este cea mai simplă variantă, domeniul luăm de sus, sunt elementele de sus și mulțimea valorilor funcției sunt elementele de jos ca mulțime, dacă un element apare de mai multe ori, știm că într-o mulțime îl vom înscrie o singură dată. Și, deci, la punctul A, domeniul definiției, definiție, o să fie, citim x și minus 1, 2, 5 și 7. Bun, mulțimea valorilor sau imaginea funcției, o să fie elementele acestea, îl vedem că 1 se repetă, dar îl vom scrie drept o dată, 0, 1, 3. Nu are importanță că le scriu în ordine crescătoare, descrescătoare, în mulțime le putem pune cum vrem noi. Bun, mai departe, la B, domnul de definiție o să fie în același fel, minus 4, 2, 10 și în mulțimea valorilor, Văd că se repetă 3, deci cu îl scriu doar o dată, voi avea pe 0 și pe 3. Bun, ne-am clarificat cu diagrame, haideți să vedem pe grafic cum ne dăm seama care este domeniul și care este mulțimea valorilor. Domeniul îl vedem pe axa OX. Cum? Practic vedem graficul nostru, gândiți-vă că avem o umbră al graficului care se lasă pe OX, cât din OX se ocupa, adică care sunt acele puncte de pe OX în care eu pot să am, de exemplu, acest alfa. Vedeți dacă duc în sus o paralelă, intersectează graficul. Deci, e ca și cum aș proiecta, aș presa graficul meu, oricare ar fi el, pe axa OX. Acela îmi dă domeniu. Deci, cât din